Miliardarul Bill Gates a avertizat că există un risc cu mult peste 5% ca lumea să nu fi văzut încă cel mai rău lucru din pandemia COVID-19. Filantropul a spus că nu vrea să sune atât de sumbru, dar a avertizat că există riscul ca o variantă și mai transmisibilă și chiar mai fatală să fie generată. Bill Gates a transmis: suntem încă expuși riscului ca această pandemie să genereze o variantă care ar fi și mai transmisibilă și chiar mai fatală. Nu vreau să fiu o voce a nenorocirii, dar este cu mult peste un risc de 5% ca această pandemie să nu fi văzut nici măcar ce este mai rău. Nu este prima dată când face o asemenea predicție. În decembrie 2021, el și-a avertizat milioanele de urmăritori pe Twitter să se pregătească pentru cea mai gravă parte a pandemiei, după ce a avertizat în 2015 că lumea nu este pregătită pentru următoarea pandemie. Declarație care a intrigat lumea, care s-a întrebat de unde știa Bill Gates că va urma o pandemie la nivel global. Cofondatorul Microsoft a declarat că sunt necesare urgent noi vaccinuri care să aibă efecte de lungă durată pentru a combate infectarea în viitor. Avertismentul lui Gates vine după ce directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat săptămâna aceasta că oamenii trebuie încă să fie atenți la virus și că scăderea testelor generale și a supravegherii COVID în multe țări a lăsat lumea în pericol la o reapariție a virusului. Bill Gates, care lansează marți noua sa carte How to Prevent the Next Pandemic, a sfătuit guvernele din întreaga lume să investească într-o echipă de epidemiologi și modelatori de computer pentru a ajuta la identificarea amenințărilor globale pentru sănătate în viitor.